Hei, ca și disclaimer, vreau să vă zic că în acest video nu mi-au ieșit codițele perfecte. M-am emoționat în fața camerei, pardon, de ce nu mi-au ieșit. Dar vreau să știți că tehnica v-am explicat-o, v-am arătat-o și cam 99,9% din timp îmi iese perfect. Deci, da, sper să vă iasă și vouă. Hei, eu sunt Lia și bine ați venit sau revenit pe canalul meu astăzi. O să vă arăt cum se face linia de tuș. Este cea mai ușoară tehnică de a-ți face niște linii de tuș care să fie acceptabile, nu perfecte, poate și perfecte cu foarte multă practică. Eu deja am început să fiu expertă. Știu că probabil cele mai multe dintre voi o să spuneți că nu o să-mi iasă, mă chinui de nu știu cât timp, n-are cum să îmi iasă și mai ales n-am cum să învăț de la Dia, care acum o lună se chinuia să-și pună fondul de ten. Da, știu ce zice, știu și cum gândiți, știu despre ce vorbiți. Fața este că eu înainte îmi doream din tot sufletul să mă pot da cu tuș. Am avut o grămadă de tușuri. Am avut de tip carioca, am avut de tip lichid, am avut cred că astea sunt toate de fapt. Am avut mai multe din fiecare oricum. Și fața este că nu mi-a ieșit niciodată. Poate cu puțin noroc mi-a ieșit linia de tuș, dar în cele mai multe cazuri nu. O să vă arăt acum ce tușuri foloseam înainte și cum nu îmi ieșeau liniile de nicio culoare. Dacă se aud țipete, să știți că este Alex, joacă dincolo. Primul fel de tuș pe care l-am încercat ever a fost genul ăsta, tip carioca. Am crezut că dacă este carioca este mult mai ușor de folosit, adică e pur și simplu ca un creion, pur și simplu piști, piști, și îți iese, plus că ăsta nici nu se întinde atât de tare, poți să deschizi ochiul instant și faza nașpa la ăsta este că da, poate îți iese, poate poți repara dacă nu ți iese la celălalt ochi, dar nu mi se pare super intens, cel puțin pentru pe lingerie aparent este intens, super. Eu azi nu o să mă machiez, nu o să mă dau cu nimic pe față, pur și simplu vă arăt cum îmi fac linia de tuș și o să începem prima dată cu ăsta. Vă zic din prima că n-am mai folosit tuș din ăsta de o grămadă de ani. Să vedem. Îmi pun aici oglinda ca să mă vedeți și voi, să mă văd și eu. Teoretic ar trebui să tragem o linie în sus. De la linia asta de sus venim în jos. După aia, evident, aia nu e săgeată, deci trebuie să o lungim așa și colorăm înăuntru. Ok, spre surprinderea mea a ieșit și cu ăsta, v-am zis că n-am mai folosit de mult, 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 mult timp, dar spre surprinderea mea a ieșit și cu ăsta. Bine, e mai greu, probabil m-am obișnuit eu cu toată tehnica, cum se face și ia mai multă încredere în mine când vine vorba de tuș, dar haideți să încercăm și la ochiul ăsta, dar de data asta cu un tuș lichid. Este de genul ăsta. Din asta chiar n-am mai folosit pentru că mereu mi-a fost frică, nu știu, mi s-a părut mult mai greu pentru că se întinde super tare, pentru că e lichid. Ok, cu asta sigur nu o să-mi iasă pentru că mi se pare extrem de greu, adică simt deja cum tremur. Da, nici nu se pune atât de bine cum ar trebui. De chinui cu ăsta. Nu, clar, nu-mi iese. Vedeți? Deja e stricat, nu-mi iese. Ăsta e ok, nu mi s-a întins, nu nimica. Dar ștergem tot ce am făcut până acum și urmează să vă arăt cum am învățat eu să-mi fac linia de tuș, pentru că v-am zis că am avut multe probleme în trecut. Am poze pe Insta când mi-am făcut eu singură. Vai cum arăta. De atunci am mai avut ore de make-up, am învățat, m-am ferit mereu totuși pentru că știam că nu e de mine, dar totuși mi-a ieșit. Și nu că mi-a ieșit, după ce mi-a arătat profa, mi-a ieșit în
În 10 secunde aveam prima linie trasă și era perfectă. Știu că probabil v-ați uitat la multe tutoriale pe net și o să ziceți că este imposibil să învățați, dar chiar nu este. Este mult mai ușor decât pare dacă urmați ceea ce o să vă arăt eu. O să vedeți cât de easy este. Ok, eu în primul rând folosesc un tuș gel. Când mi-a zis profa mea de make-up să-mi iau tuș gel, cream că se referă la ăsta și de aia l-am și cumpărat. Nu se referă la ăsta, se referă la ăsta, care atunci când îl deschizi arată așa. Și trebuie mereu închis pentru că se usucă super repede. Ok, ăsta se usucă repede, nu se întinde și poți lucra foarte bine cu el. Trecând peste asta, haideți să trecem la ce ne interesează. Am fost învățată să-mi fac linia de tuș cu asta, cu o pensulă de sprâncene. Da, știu că o să pară ciudat să-ți faci eyelinerul cu o pensulă de sprâncene. Am și pensule speciale pentru sprâncene, de exemplu asta. Eu prefer să-mi fac linia cu asta de aici, asta roz, pentru că după cum vedeți este mult mai lungă și dacă te uiți și așa, asta este mult mai plată și asta parcă se despică așa un pic și nu e din cauza firmei, adică e de la același brand. De ce folosesc asta? Pentru că tehnica pe care am învățat-o este clar cea mai ușoară. Mă scuzați că mă lungesc, dar chiar nu știu ce să zic sau cum să încep. Bine, înainte să bag în asta, pur și simplu vă explic. Ideea este că asta, fiind plată și destul de lunguiață, pur și simplu o băgați în gel, în tuș, după care cu partea mai lungă în jos, puneți o ștampilă aici așa, sau mă rog, unde vreți voi linia, așa, după aia trageți în sus cât vreți lungimea, așa. Vă uitați dacă linia este dreaptă, întoarceți cu partea mai lungă în exterior, din capăt trageți așa până la jumătatea ochiului și ar trebui să arate bine. Haideți să facem împreună și după aia vă arăt continuarea. Eu înainte am avut pe asta un tuș albastru, sper că nu o să mi se pune și albastru și negru pe ochi. Deci, am pus ștampila, am tras în sus cât am vrut, am întors pensula, am închis ochiul și din colț am tras până la mijlocul ochiului. După aia urmează să-l colorăm înăuntru cu partea lunguiață în exterior. Așa. Mai retușez dacă sunteți în stare. După care mai luați produs pe pensulă cu partea mai lungă în interior și de la începutul ochiului până unde ați pus tuș începeți să trageți. Aveți grijă că o să vă tremure ochiul și să nu faceți prostioare. Ok, deci ne-a ieșit asta, dar ca să ne iasă și mai frumos, începem și în partea de jos, chiar din colț, chiar de unde se poate maximul intra cu pensula și dați și în partea de jos, ca să se vadă frumos conturul ochiului. Am mai încercat să fac videoul ăsta ieri și recunosc că nu mi-a ieșit linia de tuș perfectă și nici acum nu sunt extrem de mulțumită de linia asta. Dar cam asta e tehnica și vedeți că este super ușoară și cu practică o să ajungeți la un rezultat foarte, foarte, foarte bun. Da, nu voi posta acest video. Eu acum că filmez nu-mi iese, dar asta e ideea, așa se face. Aș vrea să încercați să vă faceți linia de tuș așa cum v-am explicat eu și să-mi arătați și mie cum v-a ieșit. Ok, și cam acesta a fost tutorialul. V-am zis că nu este nimic greu și doar cu practică poți ajunge la un rezultat foarte bun. Eu încă învăț, dar mulți mi-ați cerut un tutorial despre eyeliner pentru că în ultimul timp îmi iese foarte bine și da, cu fața machiată, gen full make-up și cu rimel o să se vadă super, adică chiar dacă, nu știu, ai făcut o gafă micuță, nu știu, aici de exemplu e un pic în sus, aia nu o să se mai vadă de la rimel și îți iese ochiul în evidență, mai ales dacă te-ai dat și jos aici.
Îți este ochiul super frumos în evidență și probabil de-aia îmi spuneți mereu că am ochii foarte frumoși și mari, pentru că așa e machiajul făcut. Ok, și asta a fost tot pentru azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Diabob și baby. Pa, pa! Via diamantele sunt peste tot. Au intrat cu foc și au intrat în joc. Nu te pui cu noi, de noi nu mai e loc. Eu și diamantele sus în top. E șefa din gang și are părul roz. Ne face să zâmbim, nu e ca tine boss.